Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Peste 400 de giurgiuveni și-au testat carnea de porc prin examen trichineloscopic. Bunuri contrafăcute confiscate din nou la vamă. Elevii au intrat de astăzi în vacanța de iarnă. Primarii din județ trebuie să prezinte lunar situația calității apei. Biblioteca județeană a încheiat anul cu salonul de iarnă al cărții. Deși ne mai despart doar câteva zile până la Ignat, la cabinetul Direcției Sanitar-Veterinare din Piața Centrală este deja aglomerație. Aproape 400 de persoane s-au prezentat de la începutul lunii pentru a efectua examenul trichineloscopic la carnea de porc. Tradiția spune că de pe masa de Crăciun nu trebuie să lipsească preparatele din carne de porc. Fie că aleg să cumpere porcul de la târg, fie că l-au deja în gospodării, giurgiuvenii au început deja să intre în spiritul sărbătorilor de iarnă. Odată cu tăierea porcului, a început și aglomerația la cabinetele Direcției Sanitar-Veterinare, unde doctorii de specialitate efectuează examenul trichineloscopic. Analiza este un lucru esențial de care toată lumea ar trebui să țină cont în această perioadă pentru a evita riscul unei îmbolnăviri cu trichinelos. S-a început sezonul, este plină activitate, după cum ați văzut și în sala cealaltă, unde deja oamenii se perindă. E o activitate foarte amplă, foarte insistent, pot să spun, cetățenii vin, pleacă, au un raport de rezultatele pe care se dau. Până la ora actuală, dacă o luăm de la 1 ianuarie și până acum, avem 210 probe. Iar începând de la 1 decembrie și până acum avem 370 de probe, deci total sunt 580 de probe. Potrivit doctorului veterinar Fănel Mitran, costul unui examen de trichineloză este de 9 lei la cabinetele direcției. În ceea ce îi privește pe medicii veterinari particulari care pot efectua astfel de testări, prețul este stabilit de fiecare cabinet. Pentru că următoarea perioadă se anunță a fi una aglomerată, programul cabinetelor veterinare de analiză va fi prelungit, iar numărul de angajați va fi suplimentat. Laboratoarele vor fi deschise zilnic între orele 8-16, însă toți medicii vor sta la cabinete până când va fi efectuat ultimul examen trichineloscopic. Bunuri contrafăcute și 600 de pachete de țigări au fost descoperite ieri dimineață în punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Marfa era ascunsă într-un autocar care efectuează curse pe ruta Turcia-România. Deși sunt verificați în permanență de către polițiștii de frontieră atunci când ajung la granița dintre Giurgiu și Ruse, mulți dintre pasagerii autocarelor ascund bunuri contrafăcute în bagaje în speranța că vor scăpa de controle. Este și cazul unor cetățeni români de 20, respectiv 32 de ani, care au sperat că nu vor fi prinși dacă încearcă să introducă în țară bunuri fără certificate de calitate. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit în cala unui autocar ce efectua cursa pe ruta Turcia-România 70 de perechi de încălțăminte sport și 82 de flacoane de parfum, toate inscripționate cu numele unor firme cunoscute, dar și 600 pachete de țigări fără marcaje fiscale. La cercetări s-a constatat faptul că produsele de parfumerie și 400 de pachete de țigări aparțin unui cetățean român în vârstă de 20 de ani, iar celelalte produse unei femei în vârstă de 32 de ani, ambele persoane fiind pasageri în autocar. Acestea au declarat că au cumpărat bunurile din mai multe magazine din Istanbul, Turcia, contra sumei de 1200 de euro și nu posedă certificate de calitate sau facturi pentru acestea. Existând suspiciunea că sunt contrafăcute, bunurile au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare. Elevii se vor bucura începând de astăzi de vacanța de iarnă, care va dura 3 săptămâni conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Anul școlar 2015-2016 a început pe 14 septembrie și se va termina în luna iunie 2016. În județul Giurgiu, peste 20.000 de elevi se vor întoarce în bănci în luna ianuarie.
Elevii și preșcolarii intră de vineri după ce termină orele în vacanța de iarnă. Copiii vor sta în vacanță 3 săptămâni. Potrivit structurii anului școlar 2015-2016, vacanța de iarnă se va încheia duminică 10 ianuarie 2016. Elevii se întorc apoi pentru încă o lună la școală, înainte de vacanța intersemestrială din februarie. Începând de astăzi, elevii din învățământul preuniversitar vor intra în vacanța de iarnă, care se va sfârși pe data de 10 ianuarie. Urmează apoi o perioadă de cursuri până pe 5 februarie, când se finalizează semestrul întâi al acestui an școlar. De această vacanță se bucură atât elevii de școală, cât și copiii de grădiniță. În județul Giurgiu, peste 20.000 de elevi se vor întoarce în bănci în luna ianuarie. Ieri a avut loc lansarea unei reviste locale, o revistă realizată online de un grup de giurgiuveni și sprijinită de câteva personalități ale culturii românești. Cu același prilej au fost lansate și două cărți, una dintre ele aparținând unui membru al colectivului redacțional al revistei Giurgiuvencii. Giurgiuvencii este denumirea revistei online, a cărei apariție a fost oficializată ieri în prezența întregului colectiv redacționar și al invitaților acestuia. După cum arăta moderatorul întâlnirii, profesorul Gheorghe Velicu, revista Giurgiuvencii este o publicație adresată în special oamenilor de spirit. Se vrea în primul rând dacă o revistă, eu știu, plină de ironie, de bun timp, amplete, dar vă lumea atât, vor apărea ea și texte, să zicem, de factură academică. Vom încerca să avem în vizor prostia în toate formele ei, ca și la caragiale, nu prostia pe la baza acțiunilor care se petrec, prostia ca ignoranță, prostia oamenilor deștepți, prostia ca lipsă de bun simț. Aș vrea să mă refer, frate, pe scurt, la aceste publicații electronice, au câteva caracteristici, majoritatea dintre ele. Cei care scriu acolo nu semnează, e ca și cum ai dat cu piatra în geam, ce e la fugă. Cei care scriu acolo nu fac parte dintr-o echipă, de regulă sunt singuri, nici nu știu cine sunt, de regulă în spatele lor se află un personaj, un partid politic. Și așa de mă bucur și m-am bucurat, prezent proiectul Giurgiu Vencilor, pentru că ei au apărut cu o echipă, în primul rând, o mare echipă, și a avut și cu orientare nouă. Le vreți mult succes! Printre participanții la evenimentul de ieri s-a numărat și deputatul Florian Nicolae, care a adresat un mesaj celor prezenți. Permiteți-mi să progrez în perioada de post la mulți ani, să dea Dumnezeu mai bine și să contribuim la redarea vocii puternice a cetățenilor, atât în mediul urban și în mediul rural, și a tuturor jurgiurenilor. Felicitări pentru actul de cultură pe care dumneavoastră l-a săvârșit aici, în Giurgiu. Mulțumesc și la mulți ani! Volumele care au fost lansate în cadrul întâlnirii de ieri sunt Rezervația de zâmbete vlășcene de Marin Cristian și Cartea pedepsirii de Raul Sebastian Baz. La eveniment a participat și criticul literar Alex Ștefănescu, acesta fiind și colaborator al revistei Giurgiuvencii. Dezvoltarea mediului de afaceri local, combaterea violenței împotriva copiilor și studii de ucenicie plătite sunt doar câteva dintre proiectele care pot fi accesate prin intermediul Asociației Femeilor și Familiilor din Mediul Rural. Reprezentanții asociației s-au aflat azi la Giurgiu, unde au purtat discuții cu conducerea Asociației Uniți pentru Giurgiu și unde au semnat un parteneriat de colaborare în vederea implementării unor proiecte cu impact pentru Giurgiu. Giurgiu are nevoie de proiecte europene pentru a se dezvolta, fie că vorbim de mediul de afaceri, fie că vorbim de proiecte derulate de instituții care să atragă noi locuri de muncă. Oportunități sunt, interes să fie, pentru că foarte multe organizații non-guvernamentale sunt interesate de parteneriate pentru derularea unor proiecte locale sau transfrontaliere. Este și cazul Asociației Femeilor și Familiilor din Mediul Rural, ai căror reprezentanți au efectuat o vizită de lucru la cabinetul parlamentar al deputatului Florian Nicolae pentru a prezenta proiectele care pot fi derulate împreună cu Asociația Uniți pentru Giurgiu. Ne dorim să dezvoltăm business-ul local, mai mult decât local transfrontalier, pentru că Giurgiu este județ de graniță. Geografica e una extrem de avantajoasă și e păcat să nu fie fructificată, pentru că oportunitățile sunt și de o parte și de alta. Și atunci, dacă nu aici, de unde? Pentru că Giurgiu, până una alta, e poarta de ieșire pentru tot ce înseamnă
zona de mediterană și mediteraneană și de comerț, că lumea pe aici iese, prin Giurgiu se iese și prin Giurgiu se intră în România. Și e prima, cumva, în afară de Arad, Mădlac, e prima poartă prin care lumea ia contact cu România și atunci zona trebuie să fie una care să arate la fel de bine ca Bucureștiul, dacă nu mai bine. Un alt proiect ce poate fi derulat cu succes la Giurgiu se referă la egalitatea de șanse și are prin scop combaterea violenței în rândul copiilor. Este un proiect finanțat direct de Comisia Europeană. Aici tot Cristina are mai mult de spus vis-a-vis de genul acesta de proiecte, însă ce e... Pentru categorii defavorizate sau pentru toată... Nu, este vorba de o colaborare între instituțiile private, ONG-uri și unitățile de stat pentru implementarea unor politici, astfel încât copiii să nu mai fie... copilul să nu se mai aplice pedepse fizice, ci să schimbi mentalitatea, să poți să-i dojenești din vorbă, să poți să schimbi partea aceasta de... să înlocuiești, de fapt, partea de pedeapsă fizică cu altfel de pedeapsă, astfel încât să nu mai fie... Și asta e, mă rog, o problemă, iarăși o problemă și în mediul rural, din păcate, dar și în mediul urban. Copiii trăiesc într-o cultură cumva a violenței de mici, violență pe care o văd la televizor, o văd și pe stradă, o văd și la școală, o văd și acasă, în unele cazuri, din păcate. Și e un lucru care se poate schimba prin genul ăsta de activități, pentru că începând de la educatorii și învățătorii și profesorii care aplică în continuare pedepse punitive și corporale la școală și terminând cu părinții care trăiesc cu impresia greșită, eu te-am făcut, eu te-am moș, și atunci copiii aceștia nu reușesc să dezvolte, discutăm mai nivel de potențial, să ajungă la potențial, pentru că de multe ori învață de frică. Nu sunt ocolite nici categoriile defavorizate, cărora le este adresat un proiect ce cuprinde studii de ucenicie plătite și bani pentru angajatorii care sunt dispuși să accepte ucenici în întreprinderile pe care le conduc. Este un proiect care se adresează comunităților izolate, în principal comunităților de romi. În ce măsură se adresează? Se adresează în sensul în care prin acest proiect pot fi calificați oameni, pot avea stagii de ucenicie plătite, pot ulterior să-și găsească locuri de muncă și nu mă refer neapărat la locurile de muncă în țară, pentru că și calificarea aceasta care se face prin POSDRU. Important este să faci ceva ce se cere, nu doar să faci niște calificări, să zici că ai făcut cursuri. Și de aceea stagiile acestea de ucenicie plătite implică automat lucrul într-o fabrică. Pentru că nu, când te adresezi comunităților de romi, poate foarte, foarte puțin sunt cei care au absolvit un liceu. Într-adevăr, există niște condiții absolut speciale pentru cei care au făcut studii superioare, există niște prime pe care le primez lunar. Dar nu știu în Giurgiu dacă într-adevăr avem astfel de situații. Poate 1% câteva sunt. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene, iar sprijin din partea beneficiarilor există pentru că oamenii doresc să trăiască mai bine. Mai rămâne ca autoritățile locale să-și manifeste interesul pentru ca astfel de proiecte să fie implementate cu succes și la Giurgiu. De altfel, deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, s-a arătat deschis pentru a contribui la accesarea acestui gen de proiecte, având în vedere că Giurgiu trebuie să se dezvolte atât la nivel local cât și transfrontalier. DSP Giurgiu a prezentat ieri în cadrul ședinței Colegiului Prefectural rezultatele analizei calității resurselor de apă de pe raza județului și pentru că la unele din stațiile de pompare au fost descoperite nereguli, s-a luat hotărârea ca fiecare primar din județ să prezinte lunar o situație a calității apei. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de ieri, la solicitarea prefectului, situația supravegherii calității apei potabile în județ. Potrivit directorului DSP, Paul Marinescu, nu toate cele 23 de stații de pompare din județ sunt în regulă în ceea ce privește calitatea apei potabile. Cele 23 de stații pe care le avem în sistem centralizat, o bună parte dintre ele își respectă condițiile impuse de lege, dar un număr nu. Pentru cele care sunt nu, le-am retras autorizația de funcționare, unora le-am explicat că trebuie să-și pună pe puțuri și pe forajele pe care le au apă pentru consum menajer, poate să fie folosită, știu, la irigat, poate să fie folosită la toaletele dumnealor,
dar cu greu le scoatem să le ducem la un anumit nivel. În urma acestor informații, prefectul județului, Nina Carmen Crișu, a stabilit ca la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență să se aprobe o hotărâre prin care toți primarii să prezinte lunar rezultatele analizei apei. Ca să putem să o trecem pe situații de risc, deci trebuie să ne prezentați dumneavoastră și atunci nu mai facem hotărâre de colegiu, ci facem hotărâre de Comitet pentru Situații de Urgență, dar la momentul la care ne-ați dat un material nu atât de mare, ci o hârtie mai scurtă în care ne spuneți vulnerabilitățile și că chiar e o situație de risc, pentru că în situația asta, fiecare primar fiind președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, va avea obligația să o pună în aplicare. Și atunci vom vedea, dar noi trebuie să o putem califica, că este într-adevăr o situație de risc major. Direcția de Sănătate Publică va monitoriza și pe viitor situația calității apei la stațiile de pompare din județ, astfel încât să corespundă parametrilor de potabilitate prevăzuți de lege. Ultimul eveniment organizat în acest an de Biblioteca Județeană Ia Basarabescu a avut loc astăzi. Salonul de iarnă al cărții a cuprins 3 lansări de carte și a prilejuit în mânarea unor distincții celor care au sprijinit activitatea bibliotecii de-a lungul timpului. Salonul de iarnă al cărții a încheiat un an bogat în evenimente pentru Biblioteca Județeană Ia Basarabescu. A fost un eveniment pregătit atent de organizatori și care s-a bucurat de un public numeros. O manifestare pentru care echipa noastră de bibliotecari a trudit, toți ne-am străduit să facem lucruri cât mai bune și mai frumoase. Evenimentul de astăzi a cuprins și înmânarea unor premii și distincții. Au fost acordate premii pentru poezie, proză, dramaturgie și critică literară, precum și distincții pentru cei care au sprijinit esențial activitatea bibliotecii. Tot doamnei Cameria Filip îi se acordă placheta respect, recunoștință, admirație pentru o întreagă viață frumoasă în slujba bibliotecii. Mulțumesc! Atât mai mult, cu cât avem aici în public și colegele mele din mediul rural și numai noi știm cât ne-am chinuit să facem proiecte și să salvăm cât de cât bibliotecile din mediul rural. Vă mulțumesc mult! Titlul de cetățean de onoare se acordă domnului Florian Nicolae. În cadrul salonului de iarnă al cărții au fost lansate 2 volume de proză și unul de poezie, acesta făcând parte din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Este vorba despre volumul Soarta unui vânzător de gablonțuri de Dan Claudiu Tănăsescu, despre România de combinație de Răzvan Ioan Boanchiș și de Adamaru Zice al poetului Adrian Pârvu. Intens este cuvântul care îl caracterizează pe Ray Liotta, actorul american născut la 18 decembrie 1954 în New Jersey. Actorul este câștigător al premiului Emmy și nominalizat la Globul de Aur, fiind cunoscut pentru rolul din pelicula Băieții Buni, în care interpretează un gangster de mâna a doua. Raymond Liotta s-a născut la 18 decembrie 1954 în New Jersey, Statele Unite ale Americii. El a studiat actoria la Universitatea din Miami și și-a început cariera în anul 1964, când a apărut într-o serie de filme special create pentru televiziune. În 1989, actorului american i s-a oferit un rol în filmul Batman, dar a refuzat pentru a juca în pelicula Goodfellas, Băieți Buni. Ray interpretează rolul unui gangster de mâna a doua și îi are ca parteneri pe Robert De Niro și Joe Pesci. This is what Mr. Tony over there. Where? Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you. Salud. Ah,
What do you do? What? What do you do? I'm in construction. Din același film au rămas memorabile scenele în care Ray Liotta râde. Ray Liotta a mai jucat în filmul The Rat Pack, unde a avut rolul lui Frank Sinatra. În pelicula The Details, Ray joacă alături de Tobey Maguire, demonstrându-și încă o dată talentul actoricesc. I prayed for forgiveness and I pled guilty. And when the judge ordered me to pay $1 million to the kid's family and he sent me to jail for a month, did I stop there? No. I started helping people, volunteering, philanthropy. Because that's the kind of guy I am. You may wish you're that kind of man, but you're not. Ray Liotta a câștigat premiul Emmy și a fost nominalizat la Globul de Aur. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor TV Giurgiu. Urmează rubricile Sport și Meteo și emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut! În weekend, valorile termice vor marca o creștere față de zilele anterioare și vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de -20 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. În județul Giurgiu se vor înregistra 8 grade la Bolintin Vale, Mihăileș, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 9 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 10-15 km pe oră în direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 768 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 93%. Apele Dunării sunt în scădere cu 30-40 de centimetri, cota probabilă fiind 41 centimetri.